premierul minte aducându-ne prejudicii nouă tuturor. Și am venit în fața dumneavoastră cu un set de dovezi, da? De documente, care nu sunt invenții, care să demonstreze că nu are nimic de a face cu ceea ce ne interesează pe noi, respectiv existența noastră în spațiul european, respectul față de Comisia Europeană, respectul față de românii care așteaptă să vadă că se întâmplă ceva în România. Premierul minte în momentul în care spune că pe partea de transporturi există probleme. Păi, iată ce probleme avem. Pentru ca să semnezi contractele și ele să fie finanțate, dovada că ele sunt făcute în regulă și că nu există fraude, cum spune Ponta, mințind din nou, cu nerușinare, vin în fața dumneavoastră cu dovada cea mai clară a recunoașterii acelor licitații de către Comisia Europeană. Dovada o reprezintă semnarea contractelor de finanțare. Este momentul în care Comisia îți recunoaște contractele. Comisia recunoaște că ele intră în execuție. Contractele de finanțare s-au semnat după cum urmează și au fost transmise României. Deci au fost acceptate de către Comisia Europeană, deci domnule Ponta, minți din nou. Timișoara-Lugoș, 30.10.2012. Lugoș-Deva, lotul 1, 2.12.2011. Nădlac-Arad, din care și-a făcut un port standard, 21.10.2011. Orăștie-Sibiu, 20.10.2011. Am documentele oficiale ale Comisiei Europene prin care aceste contracte de finanțare cu România au fost semnate. Deci contractele sunt în regulă. Are singura obligație să meargă la Comisia Europeană și să prezinte punctul de vedere al statului român pe neregulile pe care prezumtiv le-au descoperit în urma rapoartelor de audit. Candidatul Victor Ponta are la dispoziție toate aceste documente pe care le am și eu. Da? Sunt punctele de vedere ale României pe rapoartele trimise de Comisia Europeană. Puncte de vedere care n-au fost transmise și n-au fost susținute la Comisia Europeană. Ne spune că nu există bani în bugetul de stat. Dar în egală măsură, domnul Ponta, candidatul Ponta, are bani să finanțeze centura Târgu Jiu. Care sunt bani din bugetul de stat, nu bani din fonduri europene.